Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Dialogul Speranței. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi și în ocazia aceasta este o ocazie de bucurie în care împreună deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și lăsăm ca Duhul Sfânt să ne vorbească încă o dată. Suntem astăzi la Psalmul 90, în studiul nostru a cărții psalmilor, și vrem să vedem ce are să ne spună Dumnezeu și în ocazia aceasta. Psalmul 90 este cunoscut pentru rugăciunea fabuloasă a lui Moise, în care ne spune versetul 12: Doamne, învață-ne să ne numărăm bine zilele. Și vom discuta astăzi și despre rugăciunea aceasta. Însă debutează psalmul acesta cu un act nefericit care se întâmplă la un moment dat, și anume oamenii ajung să moară. Spune versetul 3 din capitolul 90: Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă fiii oamenilor. De multe ori ne punem întrebarea de ce trebuie să moară cei dragi, de ce trebuie să plece cei dragi de lângă noi, lăsându-ne în urmă cu sufletele zdrobite, cu lacrimi pe obraz, neînțelegând nici până momentul de față de ce se întâmplă lucrul acesta. Vrem să vedem astăzi dacă în momentul în care Dumnezeu l-a creat pe om a fost în intenția lui ca omul la un moment dat să moară, care este cauza pentru care omul a ajuns să moară, și dacă starea aceasta de lucru va fi pentru totdeauna, dacă omul este condamnat la moarte sau se poate schimba ceva în sensul acesta. Pentru a înțelege lucrurile acestea, am invitat alături de mine pe domnul Săvel Lupu. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Cu drag! Domnul Săvel Lupu este pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a și ne veți spune, așa cum ați cunoscut dumneavoastră din Scriptură, dar și felul în care dumneavoastră predicați în uriașilor dumneavoastră, de ce omul a ajuns să moară. E un subiect destul de greu și depinde din punctul de vedere al filozofiei pe care o porți în suflet, dar discutăm astăzi din Sfânta Scriptură, pe baza versetelor Sfintelor Scripturii. Corect. Asta este cel mai important, ca oamenii să rămână exact cu ceea ce spune Sfânta Scriptură. Alături de noi este și domnul profesor Lucian Farcaș. Bine ați revenit! Mulțumesc pentru invitație, bine ne-am regăsit. Domnul profesor este mai des alături de noi, ne bucurăm că este și astăzi. Domnul profesor ne va reprezenta ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, dar ca și reprezentant al Bisericii Romano-Catolice ne veți spune și felul în care dumneavoastră predicați în uriașilor dumneavoastră de ce omul a ajuns să moară și dacă se poate face ceva în a schimba starea aceasta deplorabilă de fapt. Încep cu dumneavoastră, domnul Lupu. E o întrebare brută. De ce au ajuns oamenii să moară? Aș vrea să plecăm de la faptul că Dumnezeu îl creează pe om. Dacă ne ducem în raportul creațiunii, vedem că Dumnezeu spune la sfârșitul fiecarei zile toate erau bune. La finalul săptămânii creațiunii, Dumnezeu spune toate lucrurile erau foarte bune. Foarte bun ce înseamnă? Să înțeleg că Dumnezeu a gândit că foarte bun este ca omul la un moment dat să moară? Foarte bun înseamnă exact ceea ce spune acest cuvânt, adică Dumnezeu a creat în mod desăvârșit, așa cum poate crea Dumnezeu, așa cum creează, așa cum lucrează Dumnezeu, toate lucrurile Dumnezeu le face perfect. Ori faptul că noi am ajuns în această stare de om muritor nu se datorează lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu a creat ceva care putea să fie după aceea îmbunătățit și acest lucru nu s-a făcut și iată că am ajuns muritor. Nu. Viața veșnică a fost întotdeauna condiționată de ascultare. Ori faptul că Dumnezeu ne-a creat cu această condiție a ascultării este semnul nobleței în Domnul Dumnezeul nostru. Dumnezeu ne-a dat posibilitatea de alegere și acest lucru este darul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Dacă nu ar fi fost acest dar, această posibilitate a alegerii, abia atunci am fi putut să spunem că este ceva imperfect în creația lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu este desăvârșit și așa și lucrează Dumnezeu. A lucrat, lucrează și va lucra întotdeauna în mod desăvârșit, unic, perfect, până la capăt. Deci ce spuneți dumneavoastră, starea aceasta de nemuritor era condiționată de ascultare. Da? În momentul în care l-a creat Dumnezeu pe om, a spus, dacă asculți, rămâi nemuritor așa cum te-am creat. În momentul în care ai călcat, da, înțelegerea sau porunca aceasta, tu treci de la starea de muritor la starea de nemuritor la starea de muritor. Omul devine muritor în momentul în care nu ascultă de Dumnezeu, da? Vedeți, probabil că corect sau cel puțin așa mi-am însușit. Când vorbesc despre nemurire, vorbesc despre un singur Dumnezeu nemuritor.
binecuvântat să fie numele în veci de veci. Noi oameni am fost creați cu condiția ascultării, nemuritori, dar condiționați de ascultare. Adică Dumnezeu ne-a dat ceva din Dumnezeu, ne-a dat chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ne-a făcut asemenea lui, la chip și la înfățișare, dar ne-a oferit nemurirea cu condiția ascultării. Pentru că condiția ascultării este o condiție sine qua non în binecuvântarea creației. Dacă Dumnezeu este izvorul vieții, Dumnezeu ne-a oferit cu acest izvor, ne-a făcut și pe noi părtași de acest izvor al vieții, ne-a oferit viața. Ori negarea de Dumnezeu sau neascultarea înseamnă negarea vieții. E normal că cineva care nu ascultă, negând viața, să suporte această consecință moarte. Deci în momentul în care te-ai deconectat de la izvorul vieții care este Dumnezeu, automat ai parte de moarte. Dacă îmi îngăduiți un singur gând, aș vrea să spun din Psalmul 90, această rugăciune memorabilă a lui Moise, omul lui Dumnezeu, începe cu această asigurare. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Mare binecuvântare în acest cuvânt. Înainte de a discuta despre ce mor oamenii, Moise înalță această rugăciune de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Este un imn de laudă la adresa lui Dumnezeu, o mulțumire pentru faptul că Dumnezeu din neam în neam a fost locul de adăpost a celui credincios. Și aceasta este o bucurie pentru fiecare dintre noi. Vă mulțumesc tare mult. Domnul profesor, s-a obișnuit omul cu ideea aceasta că devine muritor sau încă omul continuă să fie revoltat pentru faptul că la un moment dat cei din jurul lui mor, el va ajunge la un moment dat să moară, neducându-și planurile de cele mai multe ori până la capăt, da? Putem vedea în Dumnezeu o cauză pentru care omul moare? Domnul Săvelul Lupu a spus nu Dumnezeu este cauza, ci cauza este neascultarea. Vă rog. Aș porni de la o observație pe care am găsit-o în studii de antropologie, unde se arată că, așa cât se poate studia, la început oamenii nu își puneau problema morții. Iar moartea era o realitate pur și simplu privită cu ochii senini, într-un fel. În momentul în care au ajuns oamenii să se comporte altfel cu cei morți, cu cei răposați, uitați pe câmp unde erau, nu erau înmormântați, putrezeau unde îi găsea moartea. În momentul în care s-a trecut la un ritual, mai întâi mai simplu, apoi mai complicat, al înmormântării celor morți, spun aceste studii, atunci a fost un moment crucial când începe cultura și civilizația. Deci să ne gândim la această observație. Modul de comportament față de moarte, față de cei morți, poate să constituie un motiv și un fundament pentru a înțelege viața, a rândui viața și așa mai departe. Acum, mergând la Sfânta Scriptură, ați amintit chiar de la început de creație și psalmul vorbește despre modul minunat în care Dumnezeu îl creează pe om pentru viață. De altfel, în Deuteronom, pun în fața ta viața și moartea, binele și rău, alege viața ca să trăiești. Ori, înainte de a fi redactat tot materialul, tot cuprinsul Genezei, cărții creației, știm că mai înainte a fost elaborat Exodul. Ori, în Exod, Dumnezeu se prezintă prin excelență ca Domnul cel viteaz în luptă, în favoarea vieții, clar că mai întâi apare dimensiunea vieții poporului ales, a cărui viață era amenințată cu moartea și chiar s-a rânduit moartea dacă luăm uciderea pruncilor de gen masculin, porunca faraonului. Ori, tocmai aici Dumnezeu este văzut, se revelează El și îl percepe poporul ca un popor sau omul este chemat pentru viață. Momentul în care se pune problema morții este, să spunem, o temă delicată pentru că Sfânta Scriptură în general, dar și psalmul la care facem referință, psalmul 90, are o altă viziune, are o perspectivă, să spunem, teologică. Și mai întâi, poporul ales în Revelație nu își pune atât de mult problema
întrebarea legată de începutul vieții și sfârșitul vieții. Pentru că între începutul vieții și sfârșitul vieții nu este un supraveghetor de sus, o zeitate, o putere, ci este însuși Dumnezeu care, după experiența Exodului, Dumnezeu este prezent cu poporul. Zi și noapte se află pe drumul vieții. Deci ce spuneți dumneavoastră, sau conștientizarea faptului că Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor, te ajută să te acomodezi cu ideea aceasta că într-o zi vei muri, să o iei ca pe un act natural, Dumnezeu conduce lucrurile și, ba mai mult decât atât, speranța într-o înviere, da, ajută să vezi moartea cu alți ochi. Pentru oamenii credincioși și oamenii care trăiesc lângă Dumnezeu, care primesc din partea lui Dumnezeu făgăduințele prezenței lui Dumnezeu în viața lor, dar și asigurarea că Dumnezeu îi va învia, oamenii aceștia trec mult mai ușor peste gândul morții. Iată de ce avem până aproape de Noul Testament, până la Macabei, avem un fel de seninătate în fața morții. Este decizia luată de Dumnezeu. Dumnezeu a fost cu cel fidel, cel care a respectat legea toată viața, l-a binecuvântat. Dacă Dumnezeu, dacă apare moartea și intrarea, coborârea în Șeol, locuința morților, a umbrelor, aici este pus totul sub autoritatea lui Dumnezeu și de aceea grija este a trăi după legea lui Dumnezeu între viață și moarte. Ulterior se aprofundează, da, cauza morții. Este o vinovăție, o responsabilitate. Omul și-o face cu mâna lui, cum se spune în popor, da. El și-a provocat moartea, dar cred că avem timp mai departe. Dar e foarte interesant ce spuneți dumneavoastră. Nu ar trebui să ne preocupe atât de mult că voi muri, ci mai degrabă să mă preocupe cum anume trăiesc între segmentul acesta, naștere și moarte. Da? Asta ar trebui să fie preocuparea noastră. Dar, domnilor, aș vrea să ajutăm pe cei care ne urmăresc, pentru că oamenii la un moment dat sunt revoltați. De ce am ajuns să murim? Da? Ce anume ar trebui să conștientizeze oamenii? Sau poate reluăm ideea a domnului Lupu. Și anume, nu Dumnezeu este cauza morții, dar o cauză există. Are omul puterea să vadă cauza în el însuși? Pleacă cauza morții din om și nu din Dumnezeu? Aș vrea să subliniez ceea ce spune și versetul 2 înainte de a mă referi la întrebarea dumneavoastră. Versetul 2 din Psalm 90 recunoaște veșnicia lui Dumnezeu. Din veșnicie în veșnicie tu ești Dumnezeu. Și apoi se zice aici, înainte ca să fi născut munții, înainte ca să se fi făcut pământul, din veșnicie în veșnicie tu ești Dumnezeu. Nu se poate pune cauza păcătuirii în Dumnezeu, în speță cauza morții în Dumnezeu. Pentru că spune Romani capitolul 3, versetul 23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Și dacă întoarcem două pagini ale Bibliei, la 6:23, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci înstrăinarea de izvorul vieții, egal moarte. Înstrăinare de ceea ce înseamnă ființa supremă, înseamnă neființa, pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Și aici putem într-adevăr vorbi de ceea ce spune în Sfânta Scriptură, pierdut pentru viața aceasta sau pierdut pentru veșnicie. Este incorrect să spui că cauza înstrăinării de Dumnezeu este în om. Pentru că omul a fost creat desăvârșit. Omul a ales să se înstrăineze. Pentru că cauza înstrăinării este găsită în Satana, în Lucifer. Și de aici este... Dar și omul are responsabilitatea lui în faptul că alege mai degrabă să asculte de Satan decât de Dumnezeu. Adică nici nu putem plasa toată responsabilitatea asupra lui Satan și omul nu are responsabilitate, nu? Adică este și în Dumnezeu cauza aceasta pentru care el se depărtează de Dumnezeu. E alegerea omului să se depărteze de Dumnezeu, nu? Până la urmă, omul a fost ispitit în grădina Edenului și dacă Eva a fost înșelată la păcat, Adam, în mod conștient, a ales să calce cuvântul lui Dumnezeu și astfel oamenii au renunțat la nemurire și s-au supus pierzării, s-au supus morții. Adică au lucrat împotriva conștiinței luminate de Duhul Sfânt
în speță au lucrat împotriva lui Dumnezeu, deci împotriva vieții. Astfel, s-au înstrăinat tot mai mult și continuă să se înstrăineze. Responsabilitatea, în final, nu este, este pe nedrept, să spun așa, aruncat asupra diavolului. Pentru că omul a ales să păcătuiască. Corect. În definitiv, noi alegem să rămânem credincioși înaintea lui Dumnezeu sau alegem să întoarcem spatele cuvântul lui Dumnezeu. Da. De ce menționez lucrul acesta? Domnul profesor, dumneavoastră a spus, domnule, nu ar trebui să mă intereseze atât de mult că mor sau că m-am născut, ci mai degrabă cum trăiesc între cele două puncte, da? Între naștere și moarte. Dar nu putem să evităm această realitate că omul este revoltat pentru faptul că moare. Motiv pentru care, dacă îi ajutăm pe oameni să își înțeleagă responsabilitatea față de acest nefericit lucru, moartea, adică ei să înțeleagă că s-a ajuns acolo din cauza alegerii pe care oamenii au făcut-o, din cauza alegerii de a întoarce spatele lui Dumnezeu. Nu e mai ușor să te resemnezi față de moarte în momentul în care înțelegi că tu ți-ai creat starea aceasta de lucruri? În momentul în care plasăm responsabilitatea pe altcineva, fie pe Dumnezeu, fie pe diavol, noi trăim revolta aceasta, fie față de Dumnezeu, fie față de diavol. Dar dacă înțelegem că noi am dus la starea aceasta de lucruri, cred că e mai ușor să coborăm în interiorul nostru și să vedem ce am putea schimba ca această stare să nu persiste. Adică să nu am parte doar de moarte, ci mai degrabă, prin reabilitarea mea spirituală, să mă pot conecta din nou la viață. Pentru că spunea Domnul Lupu foarte bine, în momentul în care ai întors spatele lui Dumnezeu, ai întors spatele vieții. Da? Zice 14:6 Ioan, eu sunt calea, adevărul și viața. Da? Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă tu întorci spatele vieții, cum ai putea să trăiești? Vă rog. Aș continua ideea aceasta cu intervenția diavolului, satanei, o intervenție de altfel foarte inteligentă, malițioasă, dar foarte inteligentă. Sigur, sigur. El se leagă de viață, de calitatea vieții. E posibil că primii oameni, Adam și Eva, aveau undeva conștiința unei vieți limitate, după care urmează poate o altă experiență. Ce face satana? Iată cum textul Scripturii aici vine cu ceea ce se cheamă în arta muzicală nuanțele. Niciodată o lucrare, o simfonie sau o altă piesă muzicală nu a fost de sute de ani, dacă o luăm din perioada Renașterii sau Barocului până astăzi, niciodată o lucrare nu a fost interpretată doar așa, nici măcar după indicațiile compozitorului. Fie dirijorul, fie soliștii, fie corul, orchestra, fie că li s-a recomandat anumite nuanțe de mișcare, de ritm, de așa, dar de fiecare dată aceste nuanțe scot în evidență și mai mult valoarea lucrării respective artistice. Aici, în prezentarea ispitei, avem astfel de nuanțe, inclusiv satana vine cu nuanțe. El îi conștientizează, e oprit, viața voastră are limite, se lovește de un zid, de un sfârșit, de limită și el le sugerează șansa, foarte parșiv, dar inteligent, le sugerează șansa, posibilitatea să iasă din această contingență a vieții, din această vremelnicie și să pășească pe teritoriul veșniciei, existenței veșnice a lui Dumnezeu. De unii singuri, prin de puterea singuri, lor. Prin actul lor. Eliminându-l pe Dumnezeu, că aici este marea problemă. Nu dacă rămân în ascultare față de Dumnezeu, cum spuneați, ci dacă ascultă de El, dacă de folosesc șansa, mărul. Da? Uh-huh. Practic de aici a plecat totul. De aici oamenii au pierdut veșnicia, da? În momentul în care a venit Satan și a spus, puteți să mâncați da, și aici cred că problemă. Trebuie completat. De ce această nuanță a redactării textului? De ce intervine și masiv intervine Satana în existența celor doi? Pentru că este o dimensiune clară a cărții Genezei. Omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Are, să spunem, toate sau cele mai multe atribute ale lui Dumnezeu, după chipul și asemănarea. Numai că ele sunt puse sub semnul limitei. Ori tocmai aici, această limită nu-i atribuie omului
o competență de 100% în a judeca și mai puțin 100% în a urma binele pe care îl judecă în conștiința lui. De aceea avem imediat după căderea în păcat, nu, când Dumnezeu rostește acele sentințe, deci, ca să... spunem, totuși nu se va sfârși. Nu? Proto-Evanghelia, da? Da. Acum, ce se întâmplă? Să nu înțeleg eu greșit, poate am înțeles eu greșit. Spuneți că omul era limitat în gândirea lui, motiv pentru care a ajuns să aleagă greșit? Da. El nu are o cunoaștere perfectă. Atunci nu mai are o responsabilitate de plină față de păcat. Exact aici trebuie să clarificăm. Dacă Dumnezeu zice... și în mod special în momentul în care l-a creat pe om, la finalul zilei a șasea, spune Dumnezeu, iată că toate erau foarte bune. Faptul că Dumnezeu zice că erau foarte bune mă face să înțeleg că omul avea suficient potențial intelectual încât să gândească în așa fel încât să-l aleagă pe Dumnezeu sau să aleagă răul într-un mod de plin responsabil, fără sub nicio formă a plasa responsabilitatea spre Dumnezeu sau spre diavol. N-aș vrea să, în mod special cu Scriptura, să-l absolvim pe om de responsabilitatea pe care o are față de păcat. Eu așa înțeleg, da, din Scriptura, asta este ideea. Da, tocmai aici spuneam că trebuie clarificat. Dacă vorbim de calități morale, de cunoaștere, de responsabilitate și spun sub semnul limitei, asta nu înseamnă că îl scutește pe om de responsabilitate. Sigur. El rămâne mai departe ceea ce spuneau latinii, omul este făuritorul destinului său. Homo suae fortune faber. Ei, asta înseamnă că el participă direct la propria lui devenire cu responsabilitate. Dar se spune că dacă omul ar fi avut o cunoaștere, o responsabilitate totală, murea de tot. Ori acea moarte este, sau păcatul care duce la moarte, este o rană gravă, poate să fie o rană mortală, aducătoare de moarte. Și aici se scoate în evidență tocmai responsabilitatea omului și greșeala lui, sau printre greșelile lui, este că nu a recunoscut limita. Limita în sensul de viața ta este sub suveranitatea lui Dumnezeu. A vrut să depășească, a trecut limita. Aici, da, putem vedea o limită a omului, adică omul să-și înțeleagă esența, da? Nu este creator, ci este creatură, da? Dar este creat cu un intelect absolut încât să poată alege binele sau răul, cu libertatea aceasta de alegere, ceea ce îl face responsabil pe om pentru alegerea pe care a făcut-o. Da, ca în concluzie, cauza morții, da? La această cauză este și contribuția omului, fie personală, fie ulterior colectivă, o vină colectivă. Adică și contribuția omului, mai este și contribuția altcuiva la cauza morții? De-aia spuneam, el este supus unei probe foarte dificile din partea satanei. Da, e adevărat. Dar asta nu-l scutește. Nu-l scutește, dar Dumnezeu a pus în el tot ce avea nevoie omul ca să leagă bine. Da, și a ținut, asta este corect. A ținut nu de un minus de intelect pe care îl avea, ci strict de alegerea pe care a făcut-o. Avea suficiente daruri, da? Exact. Ca să poată fi responsabil și la nivel personal de viața lui și de viața celorlalți. Domnilor, vreau să mergem mai departe. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, oamenii înainte de potop trăiau sute de ani. Da? Și probabil, așa cum spuneați dumneavoastră la început, oamenii nu se gândeau la moarte, iar nu mai aveai timp să te gândești la moarte. Unii patriarhi spun, domnule, au murit bătrâni și sătui de zile. Da. Ei, astăzi nu mai poți vorbi despre asta. Nici nu îți dai seama când a trecut timpul. Ajungi la 60, 70, 80 de ani și oamenii, în loc să-și facă planuri cum să-și țină nepoții în brațe, își cumpără un sicriu și îl țin în podul casei. Și se întâmplă de foarte multe ori lucrul acesta și se duc și își pregătesc un cavou în cimitir, fac planuri pentru mormântare, roagă pe unul sau pe altul să-i țină un necrolog și așa mai departe. De ce oamenii
la un moment dat a spus, doamne, mor mai devreme sau mai târziu, dar de ce s-a ajuns ca oamenii să moară atât de repede, comparativ cu ceea ce se întâmpla înainte de potop, da? Ne gândim la Metusalam, 969 de ani, Iared, 962 de ani și lista poate să continue. Iar astăzi omul trăiește, și zice psalmistul David, 70, 80 și cei mai tari, cei tari, da? Adică stai și acolo când e cazuri. Trăiești 10% din ce a trăit, sau mai puțin de 10% din ce a trăit Metusala și se spune despre tine că ești, sau faci parte din cei mai tari. De ce s-a ajuns la o scădere atât de drastică, domnul Stavel? Este clar că durata vieții s-a redus foarte mult și este clar că și calitatea vieții s-a redus foarte mult. Dar mă întorc un pic la ceea ce spuneam. Lucrul acesta este condiționat de ascultare. Dumnezeu a înzestrat pe oameni cu o durată de viață și le-a oferit oamenilor o garanție pentru o anumită perioadă de timp. Dar dacă omul, în alegerea lui, a încercat să depășească aceste binecuvântări pe care Dumnezeu i le-a dat ca dar al vieții, normal că viața ușor-ușor a început să se scurteze și acei bărbați care erau înzestrați de Dumnezeu cu o sănătate perfectă, dacă și-au permis să calce legile sănătății și acele femei care erau de asemenea înzestrate de Dumnezeu cu o putere de viață foarte mare, puteau să dea naștere la mulți copii, prin călcarea legilor sănătății, starea de sănătate a oamenilor s-a diminuat. S-a diminuat tot mai mult. Și în cazul acesta nu puteau să mai transmită generațiilor viitoare aceeași speranță de viață. Când spuneți legile sănătății, la ce vă gândiți? Nu se spălau pe mâini, că dacă ne gândim astăzi, nu se mai întâmplă ce se întâmpla, știu eu, în perioada călătoriei poporului Israel prin pustiu, până ajunge în Canaan, unde n-aveau apă să se spele, să se igienizeze. Da? Astăzi este cu totul și cu totul altceva. Te duci din 10 în 10 minute, te speli și condițiile de viață sunt mai bune. Da? Dar cu toate astea oamenii trăiesc mai puțin. Da, nu mă refer neapărat la spălatul pe mâini. Toate acestea sunt condiții de viață. Mă refer la un stil de viață sănătos. Mă refer și la hrana pe care oamenii o consumau. Mă refer și la timpul de lucru și timpul de odihnă pe care oamenii și-l împărțeau într-un anumit mod. Și mai mult decât atât, oamenii au devenit din ce în ce mai păcătoși. Și să nu uităm că speranța de viață s-a redus și datorită faptului că oamenii au lucrat împotriva legilor lui Dumnezeu, pentru că considerăm că legile sănătății sunt legi ale lui Dumnezeu. Dumnezeu a învățat pe primii noștri părinți și apoi prin cuvântul inspirat pe patriarhi de-a lungul timpului poporul Israel să consume niște alimente curate. I-a învățat să trăiască într-un mod sănătos, să aibă un echilibru între muncă și odihnă. De ce nu? Chiar acele legi ceremoniale ritualice pentru perioada poporului Israel erau și niște legi în care ei puteau să-și conserve sănătatea. Ori călcând în picioare aceste percepte ale cuvântului lui Dumnezeu, e normal că viața s-a scurtat și s-a scurtat foarte mult. Da, aici suntem, asistăm la o scădere dramatică, da, a duratei de viață. Domnul profesor, după potop, parcă are loc un declic, da? Și oamenii încep să trăiască din ce în ce mai puțin, la diferențe de sute de ani. Da? Ajungând astăzi să trăiești 60-70 de ani, deja când ajungi la 70-80, chiar de acum la ce te aștepți. Vă dați seama cât de cinic am ajuns să gândim, părându-ți normal ca un om să moară la 80 de ani. Și spui, oho, face parte din cei mai tari. De ce s-a ajuns aici? Și în mod special, dacă reușim să găsim acest punct de schimbare în momentul potopului. Pentru că dacă ne uităm în Scriptură, vedem că de la potop se întâmplă ceva. Oamenii trăiesc mai puțin. Da. Ar fi bine să notez aici încercarea unui om de știință german să așeze istoria Universului, începutul și sfârșitul Universului după cele 12 luni ale calendarului. Și el încearcă media de vârstă a unui vârsta medie a unui om o așează între și între. Știți, în acest calendar ca timp, cât este prezența viața omului în univers? Un minut și 2-3 secunde.
Asta ce înseamnă? Vremelnicia? Chiar atât? Și totuși, noi spuneam la început, Dumnezeu a sădit dorul de viață care să nu se termine, să treacă dincolo. Și aici apare drama. Cum? Era rânduită această viață de Dumnezeu să fie veșnică în condițiile în care este normal să trăiești ca om, existența pământească aici pe pământ să fie o existență veșnică, aici părerile se împart. Mai întâi bibliștii, exegeții, apoi în teologia dogmatică și, ce să mai spunem, latura practică, liturgică, înmormântarea, ritualul și rugăciunile care sunt predicile pe care de obicei le ținem și se recomandă la o înmormântare să fie ținută și o predică, o omilie, o învățătură de credință în favoarea vieții, pentru că mai ales în acest context omul gândește puțin altfel la viață și Psalmul 90 invită la meditație. Ori meditare în Biblie înseamnă o comunicare și cu mișcarea buzelor. Comunici pe tema vieții, a delicateții, a fragilității vieții, meditezi, asta înseamnă că tu ești în legătură cu Dumnezeu, Cel care dă viața. Iar când viața este amenințată, și chiar dacă este întreruptă în forma pe care o cunoaștem, tot Dumnezeu este Cel care salvează din moarte. Să ne gândim la martiriul fraților Macabei, femeia cu cei 7 copii. Chiar dacă tu iei viața, Cel care este stăpânul vieții ne-o va reda. Fiecare copil mărturisește lucrul acesta. De la Dumnezeu a venit viața și tot El o preia și nu omul. Undeva această teologie a morții spre sfârșitul Vechiului Testament face o diferență. Nu omul este stăpânul vieții. El poate să-și influențeze viața. El trebuie să o plăsmuiască frumos, artistic, după cum i-a dat Dumnezeu. Da, prin alegerile lui omul își poate scurta viața, da, sau o poate prelungi. În ideea aceasta, adică omul are responsabilitate, da, față de viață și aici trebuie să vedem cauza pentru care omul a ajuns să trăiască atât de puțin și mi-a plăcut ce a punctat domnul Lupu, și anume, omul a ajuns să trăiască altfel, a ales să trăiască altfel. Cum ne-am putea mira când un om își termină viața la 30-40 de ani? Dar nu vorbim de accidente, nu vorbim de cazuri excepționale, da? Dar vorbim de acele cazuri în care omul a trăit o viață continuă, în loc de apă consuma alcool, da? În loc de mâncare consuma droguri și nu te mai miri că la 30 de ani și-a încheiat viața sau la 40 de ani. Organismul acesta clachează, nu este construit să funcționeze cu astfel de resurse, da? Cu elemente nocive pe care noi le punem în organismul nostru și asta strică și calitatea vieții, dar diminuează drastic și durata de viață și omul a ajuns în situația aceasta. Uitați-vă, găsim la țară oameni care trăiesc în simplitatea lor, depășesc 100 de ani. Da? Dar trăiesc o viață simplă, mănâncă o mâncare simplă, dorm la timp, sunt mai liniștiți. Da? În ideea aceasta, stilul de viață influențează durata de viață. Da. Vă să spuneți ceva? Da, dacă ne gândim că veșnicia lui Dumnezeu include viața noastră și scurtimea vieții noastre este inclusă în veșnicia lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu 70-80 de ani, e cam același lucru cu ceea ce trăiau patriarhii, poate 600 de ani, 700 de ani. Raporta la veșnicie este, da, adevărat. Diferența poate nu e mare, cum simțim noi? Dacă ne gândim la perioada în care Dumnezeu ne-a oferit darul vieții, pentru că viața este dată de Dumnezeu și doar Dumnezeu are dreptul să o ia înapoi, cu toate că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca Dumnezeu, spune: pot să-mi dau viața, îmi dau viața și o iau iarăși. În Ioan, capitolul 10. Sigur. Dar dacă ne gândim la viață ca darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii, un dar de probă pentru a ne pregăti pentru împărăția lui Dumnezeu sau viața veacului care are să vină sau altă terminologie pe care se folosește în diferite dogme sau nuanțe religioase, atunci ori 70 de ani, ori 700 de ani este totuși o perioadă de probă. Și acum dați-mi voie să mai zic un lucru. Odată cu înstrăinarea de Dumnezeu, cu mulțirea fără de legii,
viața nu mai este o binecuvântare plenară până la capăt. Este plină de necazuri, de durere și omul ușor-ușor coboară. Adică ce spuneți dumneavoastră, degeaba să trăiești 700 de ani dacă trăiești plin de păcat, de greutăți, de necazuri. Am în minte câteva imagini pe care le-am trăit împreună cu colegii mei atunci când am fost în Namibia. Mormântare de oameni la puterea vârstei, deci tineri. Nu am văzut în perioada care am stat acolo mai mult de 3-4 bărbați, femei în vârstă. Și am discutat cu cineva care lucra în domeniul sănătății și am spus, domnilor, nu vă supărați, dar care este speranța de viață aici la dumneavoastră, în nordul Namibiei? Și mi-a zis, păi, dacă cineva va ajunge 40-50 de ani, cam asta este viața noastră. Și am întrebat de ce. Păi uite, bolile și suferințele sunt pe noi. Și atunci, e clar că suferim niște consecințe sau purtăm niște consecințe. Nu e de mirare că a călca cuvântul lui Dumnezeu sau a păși peste cuvântul lui Dumnezeu, a ocoli cuvântul lui Dumnezeu, de fapt ocolești izvorul vieții. Și atunci ai parte de neființă, de moarte, înstrăinare de Dumnezeu, pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Da, oameni buni, e un lucru cert, în momentul în care păcatul s-a mulțit, natura s-a degradat și durata de viață a scăzut, da? Comparativ cu Namibia, ce vorbiți dumneavoastră despre ei, este vorba și despre un sistem de sănătate, da? Dacă ar fi un sistem de sănătate pus la punct, poate ar mai prelungi viața oamenilor, da? Și durata de viață a mai crescut, dacă vă uitați, odată cu dezvoltarea sistemului de sănătate. Se fac și acolo, da, eforturi mari. Se fac. Oamenii se străduiesc pentru darul vieții, oamenii luptă pentru acest lucru, dar vedeți dumneavoastră, rezolvarea darului vieții sau lungimea vieții, acest dar din partea lui Dumnezeu, nu întotdeauna ține de condițiile de viață strict fizice, ține și de cele spirituale. Pentru că dacă omul se întoarce cu fața spre Dumnezeu, spre cuvântul lui Dumnezeu, spre legea lui Dumnezeu, și asta este foarte interesant, respectă, da? Ceea ce Dumnezeu i-a dat ca și normă de conduita vieții, atunci primește acest dar în continuare, pentru că Dumnezeu permanent oferă și iarăși oferă. Așa este, da, vedeți, chiar și dezvoltarea sistemului de sănătate nu e decât o cosmetizare a vieții. Nu va reuși niciodată, oricât de performant ar fi un sistem de sănătate, să readucă omul la 3-7-800 de ani. Da? E doar o cosmetizare. Viața ține doar de Dumnezeu și de felul în care noi reușim să eliminăm păcatul din viața noastră. Vom vorbi pe finalul acestei emisiuni dacă starea aceasta de lucru va rămâne la nesfârșit, dacă omul este condamnat. Înainte de întrebarea aceasta, vreau să vă întreb, domnilor, ce a avut domnul profesor în minte Moise când îi spune lui Dumnezeu, Doamne, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Asta înseamnă că Moise s-a acomodat, s-a aclimatizat cu ideea că voi muri oricum și a gândit ceea ce spuneați dumneavoastră la început, contează calitatea vieții între cele două puncte, între naștere și moarte? Vă rog. Consider că Moise avea în ființa lui, în structura lui, un grad foarte ridicat de virtute a umilinței. Și aș ilustra această reflecție a lui Moise și această rugăciune, învață-ne să fim înțelepți cu viața, prin ceea ce ne transmite cartea Cohelet, Ecleziasticul, Ecleziastul, în capitolul 3. Se referă la timp și la realități ale vieții. Timp este să te bucuri, timp este să suferi. Unii cred că acolo este un scepticism, un negativism al vieții. Din contra, autorul era un, în ghilimele, în sens pozitiv, era un petrecăreț. Dar el spune să fii înțelept, să te bucuri de viață, iar atunci când vine opusul vieții, să nu te pierzi. Din contra, să rămâi mai departe cu credință în Dumnezeu, să duci o viață corectă. Pentru că și existența, dar și sfârșitul acestei existențe depinde de o decizie a omului. Și fac o referință foarte scurtă la filmul lui Andrei Tarkovski din anii 80, Călăuza, unde trei bărbați pleacă în căutarea fericirii. O inginerie tehnică, un inginer, om de știință, științele socio-umane, filozofia, un filozof, și un credincios, un religios, o ființă interesantă, Călăuza. El le spune că îi duce până la fericire. Un film foarte, foarte dificil, numai trei bărbați joacă tot filmul. Este foarte greu.
L-am văzut la Galați și din sală tinerii au plecat protestând că e un film foarte slab. Atât era nivelul de înțelegere. Ajung obosiți undeva într-un câmp interesant, unde era un zid, niște porți. Adorm cu toții de oboseală și apar niște imagini despre viață, despre fericire, imagini din Isaia, pe acest munte o să fie un ospăț, nu o să mai fie lacrimi, nu o să mai fie moarte, nu o să mai fie, completat cu imagini din Apocalips. Dar undeva acolo, între viața de aici, dincolo de acel zid unde se află fericirea, este un prag. Interesant, călăuza nu mai este în față ca să arate direcția. Se oprește. Zice, aici, aici decideți voi. Și asta mi se pare mie că este rugăciunea lui Moise, învață-ne să avem conștiința timpului, nu să ne supărăm că e scurt timpul acesta, ci să-l prețuim. Da? Să ne bucurăm de viață ca să avem motiv să spunem mulțumesc ție, Doamne, cum sunt psalmii de recunoștință, de mulțumire. Ori aici omul riscă din cauza multor situații să uite să mulțumească. Și atunci Moise, dă-ne harul, dă-ne harul sau mai dă-ne ceva ca să știm să prețuim viața. Adică Moise ce zice? Suntem, Doamne, nemulțumiți, da? Pentru că s-au scurtat zilele. Tu ești cel care îi chem pe oamenii înapoi, da? Oamenii se întorc înapoi în țărână, de unde tu, Doamne, i-ai luat. Dar ajută-ne să depășim starea aceasta de lamentare și să ne concentrăm mai degrabă pe calitatea vieții și nu pe cantitate. Da? Să punem preț pe timpul pe care tu, Doamne, până la urmă l-ai hotărât, 70, 80, 90 de ani, cât or fi, dar să fie ani plini de sens, în așa fel încât anii aceștia, ca o formă de examen, să ne poată ajuta calitatea vieții acestor ani să depășim sau să trecem pragul acela despre care dumneavoastră vorbiți, da, la o altă viață în care oamenii lui Dumnezeu speră și pentru care se pregătesc. Iar capacitatea de a trece pragul acela ține de calitatea vieții pe care o trăiești în perioada aceasta de 70-80 de ani. Domnule Lupu, cum am văzut că vreți să spuneți ceva, dincolo de ce vreți să spuneți, spuneți-ne și altceva. Cum anume ar trebui să-și numere oamenii zilele în așa fel încât să poată căpăta acea inimă înțeleaptă care îi ajută să-L cunoască pe Dumnezeu, iar cunoașterea de Dumnezeu, așa cum spune 17:3 Ioan, conduce la câștigarea vieții veșnice din partea lui Dumnezeu. Versetul pe care dumneavoastră l-ați folosit, versetul 3 din Ioan 17, face referire la această cunoaștere de Dumnezeu. Acolo nu este vorba de o cunoaștere noetică. Acolo este ceva mai mult decât cunoașterea noetică. Este o cunoaștere existențială. Cuvântul Vada ne vorbește despre o cunoaștere relațională, adică în perioada acestor ani, 60, 70, 80, sau cum era în Vechiul Testament, 600, 700, sau perioada patriarhilor, omul trebuie să dezvolte această cunoaștere relațională, să-și cunoască Părintele Ceresc, să-și dezvolte această cunoaștere, nu doar ca și o cunoaștere unei materii, ai învățat pe din afară o poezie sau ai învățat, ai crescut și ai învățat deodată două limbi, ai trăit într-o zonă unde se vorbea și ucraina și română sau unde se vorbea două limbi și engleza și română și normal, le cunoaște, le știi, nu este vorba de această cunoaștere, este vorba de o cunoaștere de tip relațional, va da. Și astfel, această cunoaștere relațională naște viață. Exact ca și cunoașterea dintre un soț și o soție. Și se nasc copii din acea cunoaștere, trăiesc împreună, locuiesc împreună, mănâncă împreună, se iubesc, cresc, se dezvoltă. De aceea, bărbatul lui Dumnezeu, marele Moise, omul lui Dumnezeu, prorocul, profetul Domnului, spune partea a doua versetului, ați amintit, să căpătăm o inimă înțeleaptă, nu zice o minte înțeleaptă. În Israel, sediul rațiunii era inima, dar aici este vorba și despre simțăminte. Omul să-L cunoască pe Dumnezeu, nu doar cu mintea, să-L cunoască relațional, cu inima. Afectiv. Da, da. Cu inima. Da, domnule, este foarte interesant momentul în care ne apropiem de Dumnezeu, chiar dacă pe moment nu ne lungește viața la 700-800 de ani, cum era înainte de Poltop, dar ne crește calitatea vieții și lucrul acesta
ne oferă perspectiva unei vieți veșnice, nu de 700-800 de ani după care plângem, ci ne ajută să înțelegem că la un moment dat, atunci când Dumnezeu va decide finalul acestei lumi, ne poate duce într-o altă sferă existențială unde omul poate să trăiască veșnic. Și am avut emisiuni în care am discutat despre împărăția lui Dumnezeu și ce se va întâmpla, unde va fi, cine vor fi oamenii care vor ajunge acolo, dar vom relua fără doar și poate temele acestea. Suntem pe final de emisiune. Domnul profesor, aș vrea în final să spuneți, este omul condamnat la starea aceasta să trăiască 70-80 de ani și apoi să moară și totul se termină acolo? Adică omul a apărut în universul acesta doar ca să trăiască 70-80 de ani și nu se mai întâmplă nimic după aceea? Cel puțin după misterul pascal, moartea și învierea lui Hristos, moartea capătă alte dimensiuni, alte perspective și este și o șansă. Este un sfârșit al unui proces de devenire continuă în existența pământească și o pregătire pentru ceea ce urmează după. Să ne gândim că primii creștini, comunitățile primare, așa cum este în Faptele Apostolilor, dar și în scrisorile lui Paul sau ale Apostolului Petru, oamenii nu se pregăteau de moarte. Ei se pregăteau pentru o viață frumoasă, să se întâlnească cu Iisus, care cel care s-a înălțat nu s-a rupt, n-a dispărut. El este deja în comunitate și va reveni. Este vorba de parusie. Ori lucrul acesta dădea viață, dădea frumusețe. Atrăgea și pe alți credincioși de alte convingeri religioase. Ori pe parcursul secolelor, interesant, în perspectiva creștină a apărut mereu grija, nu? Ca la moarte să la judecată să nu să aibă răsplata vieții veșnice. Dar parcă la un moment dat se preocupă mai puțin de calitatea vieții aici, cu speranța că prinde ceva mai bun dincolo. Eu închei cu cuvintele, am auzit la o predică, cine nu trăiește deja aici realitatea împărăției lui Dumnezeu pe pământ, nu prinde nici dincolo. Așa este. Bucuria mântuirii trebuie să fie trăită de pe pământul acesta, da? Este o anticipare, perspectiva aceasta, sigur că da. Celebrarea, rugăciunile, sacramentele, caritatea sunt deja semne ale împărăției. Acum este în germene, în devenire. Spunea un autor creștin, prima zi din ceruri trebuie să fie la fel cu ultima zi de pe pământ. Da, exact aceeași idee pe care ați spus-o dumneavoastră. Dacă trăiești frumos aici, îți pregătești caracterul care să se califice pentru împărăția lui Dumnezeu, vei putea continua. Pentru că singurul element pe care îl ducem din locul acesta, de pe pământul acesta, în împărăția lui Dumnezeu, este doar caracterul. Iar caracterul nu se schimbă în moarte, nu se schimbă după moarte, ci caracterul se schimbă doar în timpul vieții, în momentul în care tu ai capacitatea de a face alegere între Dumnezeu și Satana. Pentru că, până la urmă, aici este alegerea. Și dacă în timpul vieții omul are puterea de a-L alege pe Dumnezeu, își va pregăti caracterul, viața, pentru împărăția lui Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult! Domnul Lupu, cum se va întâmpla lucrul acesta ca omul să nu rămână în starea aceasta deplorabilă de a-și pregăti mormântul de pe la vârsta de 50 de ani, de a-și pregăti mormântarea, de a-și pregăti sicriul și așa mai departe, ci să aibă o perspectivă asupra vieții și nu asupra morții, să poată spera în viață și nu să se plafoneze cu gândul morții, da? Să privești dincolo de mormânt. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos declară cu fermitate: am venit ca oile mele să aibă viața și mai mult, să o aibă din belșug. Și nu se referă doar la viața veacului care are să vină. Se referă la binecuvântarea lui Dumnezeu asupra acestei vieți. O viață trăită sănătos, frumos, o viață de slujire în favoarea celorlalți. Ori acest gând al veșniciei semănat de Dumnezeu în noi oamenii a prins rădăcini adânci în inima bisericii primare, în inima apostolilor, în inima mai târziu a credincioșilor, a părinților bisericești. Marele apostol zice, a pus și în ei gândul veșniciei și în alt loc, iar noi cei care vom fi rămas vom vedea pe Dumnezeu, vom întâlni pe Dumnezeu în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Deci este gândul semănat de Dumnezeu în noi oamenii, pentru care
Îi mulțumim și ne pregătim pentru această viață. Vă mulțumesc tare mult, domnilor, pentru participarea dumneavoastră în emisiune, pentru gândurile bune pe care ne le-ați pus la dispoziție și pentru încurajările pe care le-ați oferit celor care ne urmăresc. Vă mai așteptăm cu drag și în altă ocazie și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cu drag, mulțumim frumos. La fel, binecuvântare tuturor care ne-au urmărit. Să dea Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, aici încheiem emisiunea Dialogul Speranței de astăzi, cu speranța, cu credința, cu certitudinea pe care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu în momentul în care ne-a creat, ne-a creat cu dorința, cu intenția ca noi să trăim veșnic. A urmat o perioadă de păcătuire în care ne-am îndepărtat de Dumnezeu, drept consecință avem parte de moarte, dar prin moartea lui Iisus Hristos Dumnezeu repară ceea ce noi am greșit și prin moartea lui Iisus Hristos, fiecare dintre noi, dacă îl primim pe Hristos ca mântuitor personal, putem să câștigăm viața veșnică în Mântuitorul Iisus Hristos. Este lucru pe care vi-l dorești, pentru care mă rog ca să-l primiți fiecare dintre dumneavoastră. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. Numai bine!